mereu alt și alt grup spiritual care vin să se încarce cu energia dacică. Succes, Dimitria! Mulțumesc! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această superbă seară de aprilie. Sunt încântată să vă cunosc. Ne bucurăm că ne reunim cu ocazia concertului domnului Iovu. Într-adevăr, noi organizăm periodic deplasări în zona cetăților dacice. Suntem mândri de rădăcinile noastre și încercăm să transmitem mai departe și generațiilor următoare istoria adevărată acestui popor, să înțeleagă că spiritualitatea noastră își are punctul de pornire de aici, din Sarmise Cetusa Regia, Postești, și aici ne regăsim de fiecare dată, aici descoperim cine suntem cu adevărat. Parcurgând acest drum, descoperi cu adevărat cine ești. Încercările și frumusețea acestui loc, la oaltă conlucrează și te ajută să vezi adevăratul potențial pe care îl ai în interiorul tău. Avem un potențial uriaș, ținut într-o fază latentă, o adormire indusă sau auto-indusă, dar pe care cu toții o vom depăși într-o zi. Așteptăm acea zi cu nerăbdare, așteptăm să ne lăsăm acele măști impuse și să redevenim noi. Atâta timp când vom face ceea ce gândim și ceea ce spunem, vom fi cu adevărat oameni. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și că ați răspuns la chemarea noastră. Și noi pe site-ul nostru, pe interat.ro, am promovat concertele domnului Iovu și le vom promova. De asemenea, toate conferințele și cursurile care se organizează de către noi cu conlucrarea și cu invitați deosebiți anumitor apariția diversilor terapeuți în cadrul deplasărilor noastre, dar un plus de frumusețe și de valoare. De asemenea, toate noutățile legate de domeniul spiritualității încercăm să le promovăm și în același timp să venim în întâmpinarea tuturor celor interesați cu informații și noutăți. Vă mulțumesc foarte mult și aș dori acum să-l ascultăm pe domnul Iovu. Vă mulțumesc!